Iarna își face simțită prezența în apropierea lunii martie, dar primăvara, cu un aer de prospețime, a fost frumos evidențiată în culori pastel în lucrările expuse la Palatul Copiilor. O tânără artistă a debutat cu 23 de planșe în acuarelă. Teodora Nițu are doar 18 ani și speră să devină o pictoriță desăvârșită. Pictez din septembrie și îmi place foarte mult. Picturile sunt mai mult despre natură, pentru că îmi place cel mai mult să desenez natura. Are 11 ani, încă de când era la grădiniță îi plăcea foarte mult să picteze. Casa este plină de acuarele, de pensule și de ustensile necesare. Eu cred că este un loc foarte plăcut, un corp profesoral de calitate la Palatul Copiilor și sigur că dacă există niște aptitudini în domeniu, dacă există pasiune, plăcere, e bine să și le dezvolte. Cei 100 de copii înscriși la cercul de pictură sunt talentați și în semestrul 2 vor expune o sumedenie de lucrări. Talentul este născut. Copiii au venit aici îndrumați de părinți și în urma anumitor exerciții care le facem noi de început, așa au dat drumul la suflet. Lucrează foarte bine. După un prim semestru în care elevii la Palatul Copiilor au venit și au dobândit noi cunoștințe și au format noi deprinderi, a venit momentul evaluării, iar acesta este un moment, expoziția de pictură a domnișoarei Teodora Nițu. Acest semestru 2 este un semestru în care spectacolele, concursurile vor fi modul nostru de a evalua ceea ce am dobândit și am format în semestrul întâi. Cu ocazia vernisajului, elevii de la Palatul Copiilor au organizat un frumos spectacol artistic. Pe 5 martie vor urca din nou pe scenă.